Mergem mai departe. Următorii invitați au avut un hit pe care l-a cântat o țară întreagă. Alin Alin, care făcea ravage prin discoteci acum vreo 20 de ani. Ei bine, după pauză de 2 decenii, fetele de la Sweet Kiss și-au găsit un nou partener de scenă și sunt gata să revină. Hai că aflăm mai multe de la ele și despre poveștile lor. Irina și Nicoleta sunt aici. Bună ziua, să luăm un loc, la mulți ani. Bună, salut. Salut, la mine nu te așteptai. Salut, pentru tine. Este Taica. Eu sunt Taica, da, Cătălin m-a chemat. Cătălin, te rog, Taica, Taica, Cătălin, ia un loc, îți mulțumim mult de tot. Deschid imediat. Dar asta, luați acolo, vă rog, toți trei. Uite, poți să tragi și... Dacă, cum îți mai ușor să veți? Așa, simțiți-vă ca la mine acasă. Stai să o lămâne așa, voi nu erați cu Laurențiu în trupă? Eram, cum știi, da. De asta zic că data trecută, acum vreo 2-3 luni de zile, ați venit cu altcineva. Da. Să stai invers, să nu stai cu spatele la televizor. Așa. Așa, așa, Taica, da. Și ce s-a întâmplat? Voi n-ați cântat toată viața cu el? Da. Da. Însă din 2016, nu știa prea multă lume, adică mai noi am știut asta. Da. Noi două ne-am reunit, numele ne aparține și dreptul de a cânta piesele, mă rog. A fost o înțelegere între noi, da, trei. Atunci la momentul acela. În 2016. Da. Însă am fost în variantă de trei o perioadă, cât s-a putut. Păi de asta, că ați venit la noi în formula aia de trei. Da. Acum vreo 2 luni și însă ceva. Însă de ceva timp, de câteva luni, am revenit la noua noastră formulă. Adică voi două și l-ați mai luat pe Taica. 2016, da. Da. Iar Taica este colaboratorul nostru, nu este trupa Sweet Kiss. Sunt două proiecte unite, însă mergem în formulă de trei la concerte. E Sweet Kiss și Taica. Da. Foarte frumos. Păi și pe Laurențiu de ce nu l-ați mai luat? Laurențiu este foarte ocupat cu, știi că el are business-ul cu scenele. Da, de astea, de evenimente, și scenele. Și fizic nu mai avea timp și să se ocupe de proiect, trupa, da. Am înțeles. Bine, dar ați rămas în relații bune? Da. Că uite, și aici Sweet Kiss and Taic, dependența mea. Da, uite aici, bă, măr plus sufix, uță, ce-ți dă ciucă? Măruță. Măruță. Foarte frumos. Bun. Și practic acum o să reîncepeți iarăși evenimentele Sweet Kiss. Da, de o perioadă mergem în această formulă. Noi chiar de anul trecut am avut evenimente prin toată țara, adică... Merge bine, nespus de bine. Acum e și o perioadă asta de nostalgie în care toată lumea vrea să audă piesele care au făcut istoria acum mulți ani, nu? Da, așa este, da. Și ce crezi? Avem și o piesă Nostalgia. Prima piesă în colaborare cu Taica, se numește Nostalgia. Și astăzi o să cântăm. Care a ieșit în august. Dependența mea. Astăzi lansăm videoclipul la Dependența mea. Din premieră, o piesă pe care am cântat-o noi la... la tine, apropo. Da, stai un pic să înțeleg că mă zăpăce. Deci, astăzi voi cântați piesa... Dependența mea. Dependența mea, care e nouă. Da. E nouă, da. E proaspătă. E proaspătă. Caldă, fierbinte. Da. Să ții microfonul mai aproape, îmi spun colegii că nu te aud, Irina. Așa. Bun. Și ați mai făcut încă o piesă cu Taica. Da, prima piesă se numește Nostalgia și am făcut-o în amintirea... Vremurilor, să zic așa. Tu câți ani aveai când era Alin Alin mare hit? Copilăream. Să ții și un microfon mai aproape, nu știu, parcă nu sunteți cântăreți. Da. Țineți voi aici microfon. Copilăream în perioada aia, terminam și eu liceu. Adică noi suntem de vârste apropiate. Suntem de o seamă. Da. Între timp eu m-am pregătit ca să pot să fac piese pentru ele. M-am pregătit. Băi, mi se pare incredibil toată povestea asta. Știi că de asta spun, erai la liceu, la școală și uite, după 20 de ani, acum cânti cu ele. Da. El este producătorul nostru muzical de peste un an de zile. Deci și concertele în cealaltă formulă erau cumva gândite împreună cu el. El făcea și în formula cu Laurențiu erau și un show nou. Și acum și negativele erau făcute. Să mă uit la aia, ce este cu 2024, aici ce cu 2024. Sugestiv. Să fie un an bun. Să fie un an bun, da, bravo. Da, pentru toată lumea. Foarte bine. Dar știu că și tu ai trecut, Nicoleta, prin niște lucruri un pic mai dificile. Țineți la un moment dat că ai fost diagnosticată greșit? Da. Și ani de zile ai urmat un tratament care n-avea nicio treabă cu problema ta. Timp de 4 ani jumătate am luat pastile pentru tiroidă. Mi s-a spus că aș fi avut tiroidită autoimună. Am luat, mi se mărea de la 3 luni la 3 luni. Mi se mărea tratamentul spunându-mi, deci îmi spuneau tot timpul că este foarte agresivă, că vreau să opresc tratamentul pentru că începusem să mă îngraș. Eu aveam 57 de kilograme, însă fiind sportivă de mică. Ia, super bine și niște, nu vine să folosesc un cuvânt urât, efectiv și-au bătut joc.
Timp de 4 ani jumate nu mi-a dat prin cap să mă duc și în altă parte să cer al doilea, știi cum este. A doua opinie. Da. Am luat hormoni, măriseră la 2 pastile jumătate în ultimul timp. Norocul zilnic meu, ca să aflu chestia asta, că nu am de fapt, a fost că a trebuit să locuiesc în Anglia 4 ani de zile la un moment dat, ca să deschid un restaurant al familiei, mă rog, pentru cu mama mea. Și acolo doctorul de familie din Anglia m-a întrebat: tu de ce ești așa plinuță? Aveam 97 de kilograme, imaginează-ți că acum deja am dat jos vreo 18. Și m-a întrebat: tu ce mănânci? Și mă rog, detalii din astea. Când i-am spus ce mănânc, mi-a spus că ceva nu-i. Nu mai poți să mănânci, adică, așa și să ai 97 de kilograme, este imposibil. Și atunci mi-a spus, i-am spus, păi nu, că eu am tiroidită autoimună, uite așa, eu sunt în sistem în România cu boala asta cronică, adică și nu știu ce. Adică în sistemul... Da, bineînțeles. Și mi-a spus, eu vreau să facem niște analize. Am făcut analizele, a ieșit, nu că aș fi fost, tiroida mea funcționa perfect. M-a pus să las pastilele, am mai încercat să facem analizele peste 3 luni, iarăși tiroida funcționa perfect. După care eu zic, măi, oamenii ăștia nu spun adevărul, eu totuși am tiroidită autoimună, nu se poate. Mă rog, m-am dus la 2 clinici private în Anglia și am refăcut analizele fără să spun nimănui nimic, adică mi-a făcut toate analizele, inclusiv tiroida am amănunțit, și iarăși mi-a părut că nu aveam nimic. Și îți dai seama că... Dar deja era târziu, mă lupt că de ceva. Da, mi-a dat limfa peste cap, mi-a blocat limfa mea, adică am avut niște repercusiuni foarte urâte. Tu nu cunoști, adică tu ne știi de peste 25 de ani, tu știi că ea a fost slăbuță tot timpul. Dar nu e vorba de asta, zic, numai de kilograme, cred că e vorba că te dereglează tot. Păi da, și te dereglează, normal. Pastile, 4 ani pentru ceva care nu există. M-am luptat de atunci, mă tot lupt, am slăbit... Ce crezi? Cum am slăbit cel? Deci mi-a fost foarte greu și cu dietă, cu tot cu dietă, cu sport, cu nu reușeam decât foarte puțin să slăbesc. Am găsit ăsta, masajul cu bambus. Adică nu l-am găsit eu. Mi-a fost recomandat la un moment dat, aflând că am limfa blocată, și am început să fac masaj cu bambus la un cunoscut masior de-al nostru, nu știu dacă am voie să spun numele. Cum îl cheamă? Dan Bujor. Ah, gata, mă știu pe Dan Bujor. Îl văd pe Instagram și pe Facebook. El, îi mulțumesc foarte mult, mi-a schimbat viața, sincer spun. Deci mi-a schimbat viața. El, când a auzit povestea mea și a auzit că am limfa blocată, a spus să vină repede la mine, eu o ajut, eu îi fac tot ce trebuie și o să vadă că începe să slăbească. Și într-adevăr, din prima săptămână am dat 4 kg jos, având una dintre... cum să spun eu, efectele adverse, unul dintre efectele adverse a fost faptul că am început să rețin enorm de multă apă în corp. Am dat peste 11 litri de apă, care era un plus față de ce ar trebui un om să aibă. Deci imediat, în 2-3 săptămâni, și de atunci am slăbit 18 kg, mai am 6 de dat jos până pe 4 februarie, când o să-mi fac o operație de abdominoplastie, de refacere abdomenului, așa, unde o să mai fac un pic de lipo și o să mai scoată localizat. Concluzia ar fi pentru toți oamenii care se uită la noi că atunci când primești un diagnostic de la medic, să încerci și la al doilea, deci și la al treilea. Ăsta ar fi mesajul medic, meu pentru toată lumea. Nu sunt aici să spun nu aveți încredere în sistemul medical. Nu, Doamne ferește, nu, departe de mine gândul ăsta. Îmi pare rău că n-am făcut pasul ăla atunci, și dacă sunt oameni care se uită acum la noi și trec prin același lucru, chiar ar fi indicat să meargă, nu știu, în 2 locuri dacă se poate. Pentru că e păcat să-ți distrugi viața, corpul, nu știu, uite, și tu știi ce înseamnă pe scenă să te sui mai plinuță. Aha, de când nu mi s-a spus mie că râdem, știi, facem haz de necaz. Cine roșcat? L-a mâncat pe Alin. Îți dai seama, deci... Norocul meu că am simțul umorului. Eu am râs la toate mesajele astea, m-am distrat, îți dai seama. Oamenii nu știu de desubturile, știi? Dar e urât să te catalogheze lumea că ai fi mâncat 7 cine la una singură sau, știi? E urât, dar na, asta e. Important e că ești bine și că ești cu simțul. Important e că am trecut peste tot, că am găsit și că știu ce se întâmplă cu mine, că de fapt nu era nimic de speriat și că asta e, mai am un pic de luptat, dar va fi totul foarte bine. Deci nu l-am mâncat pe Alin. Nu l-am mâncat pe Alin, stați de niște. E bine, sănătos. Oameni buni, Irina, Nicoleta și Taig, nu? Taica. Imediat ne cântă piesa, după o scurtă pauză de publicitate, piesa asta nouă. Și eu zic că să începem și seara asta așa, cu distracție, cu atmosferă, nu? Paranghelia. Asta zic, paranghelia ca pe vremurile noastre, bună aia.